Am spus mai devreme că o ediție specială pentru că avem o altă familie foarte frumoasă alături de noi. Este vorba despre domnul Edi Mexicanu împreună cu aleasa inimii lui. Foarte bine. Bine ați venit, copilași. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Vă mulțumim. Mai nu v-am mai văzut de ceva vreme, nici nu mai știu ce ați mai făcut. Cu ce vă mai lăudați? Cu ce ne lăudăm? Avem doi copilași frumoși. Aia, mulțumim știu? Bunului Dumnezeu. Așa. Și vreau să mai facem încă o fetiță. Aoleu. Mai vreau să mai facem una. Eu mai am una din prima căsătorie, dar vreau să mai fac una și cu ea, ca să fie familia numeroasă, să fie familia mare. Te-ai jumătate de întreabă rezolvată. Tu vrei să vedem dacă vrea și ea? Ia zi, draga mea. Vreau, dragul meu. Nu, că acum e momentul sincerității. În fața tuturor trebuie să spunem da sau ba. El își dorește foarte mult. Sinceră să fiu eu, tu cu răbdarea sau cam prost. Fetiță, mă. Fetiță? Fetiță. Păi și dacă iese băiat? Doamne ajută. Și că un băiat, și Doamne ajută. Așa am. Poate face o echipă de fotbal. Nu, nu, nici chiar așa. 3-4 copii sunt suficienți. 4 copii, patru, nu? 4 copii, da. 4 copii. Ca să avem pentru cine să muncim. Dar nu a fost chiar așa. Adică tai că s-a oprit la 2, dar bun. Și lui vine, și lui vine cum o fetiță. Ai vine, bravo, al treilea. Și lui vine. A, e un fel de adică și domnilor, e lumea se umple de mexicani tineri și valoroși. Ne luăm la întrecere. Mi se pare normal. Bine, stai că tu vorbeai foarte tinere de vârsta mea și mai după cum vedeți mai mulțime a fost împreună cu soția lui. Bravo. Cu taică tu toate bune? Toate bune și cu tata și cu mama și cu Mariuța și familia nu ți-o aleși, ți-o dă Dumnezeu. Și mulțumesc bunului Dumnezeu. Și lucrurile acum s-au îndreptat către o situație de calm până la urmă, pentru că anii trec, absolut, lumea... Absolut. Toate lucrurile... orice furtună trebuie să răsară și soarele. Mi se pare normal. De altfel, într-o zi când a venit Mariana aici și a vorbit, a venit cu acordeonul tău, care rămăsese în mașină și a vrut și acum să... eu l-am luat pe al lui. Cu de lauriu și acum da, este invers. Uite ce scrie pe el. Marian Mexican. Mi se pare normal. Asta înseamnă o colaborare și o familie foarte, foarte, foarte frumoasă, în sensul în care doi artiști ai acordeonului și lumea știe că el este un virtuos, dar și tu te ții bine. Sărut mâna din suflet, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Foarte frumos. Doamne ajută. Cum e să iubești un asemenea domn? Cum este el? Foarte frumos. Da? Normal. Normal, nu? Acum că voi, iarăși, o chestie de tradiție în familie, cântați împreună și lucrul ăsta vă face să fiți... Sigur, suntem împreună tot timpul, ne petrecem timpul împreună atât acasă cât și pe scenă. Suntem împreună tot timpul. Nu prea îi convine, nu? Da, da. Da, ție. Nu știu, nu se mai aude microfonul ăsta, nu știu ce are. Da. Zi de zi, seară de seară, minut de minut, secundă de secundă. Suntem împreună. Mulțumim bunului Dumnezeu. Sunt ani foarte frumoși. Mă bucur că sunteți bine. Deci când aveți vestea că vine, da? Venim la dumneavoastră. Venim aici. Venim aici. Să spunem întregi. Spunem aici în premieră. Sarcină. Facem exact. Petrecere, exact. Dăm drumul la treabă. Cu cea mai mare plăcere. Păi atunci, cum spunea maestrul Vadim Tudor, dacă vă place procesul tehnologic, dați-i bătaie, că dăm, nu se naște un copil dăm. Numai din dorințe. Îi dăm, îi dăm. Și de aici încolo, ce cântăm astăzi? Te rog frumos, draga mea. Te rog frumos. Spune tu, iubitul meu, te rog este frumos, te las pe tine să mă duci. Deci mă lasă pe mine, mă lasă. Și cu copilașii, și cu casa, și cu bine că te lasă, mă, ferească Dumnezeu să nu te să păi este vorba, dragilor, avem un text foarte frumos, este vorba de o nevastă care le-a încărcă pe bărbatul ei. Deci nu spune mai multe și vreau să fiți atenți la acest text cu un... Sună un... bine, dar nu-i despre voi, înțeleg, da? Mai ia și pe mine câteodată, bine, că eu nu mai beau, eu am pus top băuturii, nu mai beau. Nu este cazul nostru. Da. El a încărcat la propriu, în sensul că gagiu s-a făcut praf și... Da, este vorba de un domn care bea, s-a simțit bine și de la cârciumă mai vine... Mai merge și pe la vecin. Și, și vine așa, și pe lângă drum, pe lângă gard, pe lângă drum, pe lângă gard. Șterge toate gardurile și ajunge acasă. Da, exact. Mulțumim foarte mult. Mâna din Edi, te las să pui mâna pe instrumentul senzațional. Prin urmare, avem aici o echipă absolut senzațională și avem și un invitat care este cu acordeonul aici. Ascultăm piesa frumoasă. Felicitări! Sărut mâna din suflet. Mulțumim frumos! Și eu la vecin.
sticla. Am să-mi beau doar cu canastre, foarte clac la mândra. M-am jurat că nu-i mai bea niciodată cu sticla. Am să-mi beau doar cu canastre, foarte clac la mândra. Basescu la și-l cărea nevastă sa.